salut. Bună ziua, să română, ca să zic așa, pentru că ăsta e un podcast mai mult pentru fete și femei. Și sper să fiu înțeles cum trebuie, nu să transmit un mesaj greșit. Vreau să vă povestesc o întâmplare și să vă spun ce cred eu despre asta, pentru că mi se pare important. Aparent nu-i treaba mea, n-am ovare, n-am sân, dar am o fică. Și plus că mi-au displăcut întotdeauna incidentele, nu, să o iau altfel, ca ziarist, băgam-aș picioarele în ea de meserie, am asistat și am aflat de mult mai multe nenorociri decât aflați voi, oamenii obișnuiți. Și cumva perspectiva mea asupra lumii în care trăim este ceva mai neagră decât a voastră. Voi trăiți într-o lume, voi oamenii obișnuiți, trăiți într-o lume mișto, în care dacă nu ți se întâmplă un lucru, ăla nu prea există. Eu vin să vă spun că lucrurile există, se întâmplă mult mai des decât ar scrie presa, ar recunoaște autoritățile și ați fi voi dispuși să credeți. Cumva asta e bine, pentru că altfel lumea ar da într-o nebunie paranoică care ne-ar afecta relațiile sociale. Dar pe de altă parte, nu trebuie să ignorați anumite chestii care vă pot duce într-o situație de asta. Concret, povestea. O persoană de sex feminin, atrăgătoare, pe care o cunosc, a decis să plece la drum cu mașina. Ruta presupunea vreo 2-3 ore de mers și niște bucăți de o bucată de autostradă. A refuzat să plece ziua, nu e nicio problemă să conduc noaptea, că e mai lejer. Ok? A decis să o ia pe autostradă pentru că e mai scurt. Ok, până acum logic. Și 3, a decis să îmbrace mișto, pentru că tocmai își cumpărase ceva mișto. Și a pus pe ea o rochiță cât palma, adică un pic mai lungă de fund, să zicem, fără spate, prinsă pe gât și cu laterale, știți cum e, se mai vede un alta. Dar nu e nimic, că într-o situație normală ar fi fost o roche de zi îndrăzneață, nu pornistă. Într-o anumită culoare ar fi fost o roche de seară la limita decenței, dar repet, la limită, nu era nimic groaznic. Băi, în schimb, în contextul în care a folosit-o, n-a fost deloc bună, ba dimpotrivă, pentru că mașina s-a defectat și a rămas pe autostradă în miez de noapte și când a ieșit din mașină să vadă ce are mașina, a trecut un tir pe lângă ea și a ridicat fusta în cap, ca să zic așa, fiind o rochiță de asta mega subțirică, relaxată, vaporoasă, și a urmat claxoanele aferente și, mă rog, a avut norocul ca un tip cu o platformă care tocmai livrase o mașină într-unul din orașe, în orașul din care pleca să ia, să treacă înapoi spre casă gol, să o remarce, să o urce cu mașina pe platformă și să o ducă în orașul de destinație. Și fără să se întâmple nimic altceva. Adică a dat un tip decent. Băi, dar vă spun, tipul ăla decent, ce credeți că a remarcat? Adică, dacă în locul tipului decent erau doi băieți de ăștia șateni cu un Audi matriculat în Bulgaria, dacă trecea echipa de aplicații, ca să zic așa, unui clan Interlop, de ăștia care se ocupă cu fete în portbagaj, cu cărat afară, prin vămile noastre de căcat, în care niciun vame sau polițist de frontieră nu remarcă prezența numeroasă a unor tipe băute, moarte de somn, chipurile, în mașini conduse de băieți dubioși, că așa se exportă fetele răpite. Le urci mașină pe bancheta din spate și zici vameșului că se simte puțin rău, că a băut și ea. Și prostul ăla te cred, prostul ăla. Dacă îi pui și 300 de euro în pașaport, îți face și cu ochiul. Mă rog, ce vreau să zic cu povestea asta? Pentru fete și femei, cu cât mai atrăgătoare, cu atât mai atente ar trebui să fie. Băi, n-are niciun rost să vă expuneți la drum cu mașina. Dacă vă duceți din acasă spre acasă, de la jobul, mă rog, acțiunea desfășurată până la un alt job. Băi, este, nu că este inutil, este periculos să vă îmbrăcați îndrăzneț. Și pointless, adică ce o să fie, Miss Benzinăria? Adică spune-mi la ce-ți folosește
să fii cea mai decoltată și sexy tipă dintr-o benzinărie sau dintr-o parcare cu tiruri. Adică, la ce pula mea poate să-ți folosească genul de atenție pe care s-o primești în aceste locuri? Știu, adică eu nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu sunt din ăla care zice a căutat-o și a cerut-o. Nici pe departe. Eu cred că femeile ar trebui să fie libere să se îmbrace la fel de libere ca bărbații. Așa cum vezi un dobitoc cu tricou suflecat și se bate pe burtă ca un bou, sau cum îl vezi pe unul care n-a făcut baie în ultima lună, sau miroase a pișat, sau mai știu eu ce. Femeile au aceeași gradă de libertate. Numai că, din păcate, femeile sunt pradă, nu prădător. Niciodată. N-am auzit de un tip luat dintr-o parcare, pentru că era foarte atrăgător, și două tipe l-au amenințat cuțitul și l-au băgat în portbagaj. Bă, nu există. Bă, invers, în schimb, chiar există. Și se întâmplă. În țara asta, că vă vine să credeți sau nu, numărul de, să nu zic doar răpiri, pentru că cumva lucrurile se schimbă, s-au schimbat foarte tare. Numărul de femei care sunt deturnate de la destinul lor în viață și ajung în rețele de prostituție este imens. Adică gândiți-vă că noi, Europa, Comisia Europeană a declarat cel mai mare furnizor de carne vie. Și asta se întâmplă din trei motive, dacă vreți. 1. Poliția noastră, DICOT, Poliția de Frontieră, SRI, sunt o rușine a Europei, dacă se mă întreb pe mine, la capitolul infracționalitate de tipul ăsta. Clanurile astea interlope, interlope e un cuvânt generic, sunt clanuri care fac doar proxenetism. Grupări de sute de membri, rude, veri, cumetri, cumnați, prieteni, angajați și așa mai departe, care se ocupă doar cu asta, adică, ca să înțelegeți, prostituția e mai rentabilă decât traficul de droguri. Și merită să investești până la 5.000 de euro într-o tipă ca să o iei, să o pui la produs, pentru că tipa aia îți produce 100.000 de euro pe an. Adică vorbesc la modul, încerc să o duc în zona asta de profitabilitate. Este un flagel. E tratat de toată planeta ca un flagel, numai de autoritățile române nu. Pai noștri fute grija de cu totul altceva. Adică, mă rog. Ideea e că trăim într-o țară și în niște vremuri în care orice tip atrăgătoare, orice, am spus, nu este în siguranță, dar mai ales dacă se expune inutil, da? Inutil în sensul pe care vi l-am zis, în medii în care n-ar trebui să-și bată capul, să o placă cineva. Băi, de mers dintre orașul 1 în orașul 2, bă, tragi un tren incomod pe tine, tragi un pantalon scurt, o bluză, dar renunță dacă nu poți, adică dacă mentalul tău îți permite să faci asta. Părânță la decolte, la crăpături, la... pentru că, uite, ajungi pe autostradă, lângă o mașină defectă. Dacă te apleci, rochia ta de 110 grame și chiloții tăi de 20 de grame nu sunt de folos decât să te alegi cu un iubit cu forța. Repet, persoana de care vorbesc a avut un noroc absolut porcesc. Pentru că și ăla cu platforma, după ce urca, putea să o taie, mă, cu platforma pe un drum de la într-o comună. Cum cobori dintr-o mașină în mers spusă pe altă mașină? Nu cobori. O ducea undeva, îi făcea ce vroia și gata, cu doi pumni în gură rezolva problema. Mai considerând ăsta, nu ai o avarie cu mașina. Bă, trebuie să oprești la o benzinărie. Vrei să ia unii după tine cu mașina? Să te blocheze la primul an de porumb? Adică, repet, nu sunt împotriva expunerii corporale, eu sunt un fan al frumuseții, mă uit dacă văd, dar eu sunt sănătos la cap, eu mi-aș permite în viața mea să hăituiesc o femeie, nu mai zic să o urmăresc, nu mai zic să o întreb, să o abordez, să... Deci, Doamne ferește, nu se pune problema. Bă, dar există pe pământ animale care fac asta și o fac din două motive. Unii sunt complet abrutizați de nivelul de trai, deci sunt oameni atât de săraci, care văd în jurul lor doar femei foarte sărace și paupere și urâte și pune de bube și murdare. Și când oamenii văd așa ceva, bă, pentru ei s-au întâlnit cu cineva de pe altă planetă. Mi-a povestit cineva care a fost în Egipt, un ziarist, a fost un caz cu o ziaristă de la CNN, care a intrat ca fraier într-o mulțime la un meeting, un protest în Cairo, și a fost molestată sexual și violată de vreo 250 de oameni. La modul serios, adică care n-a putut să o și așa, i-a băgat brigheta, degetele, s-a frecat cu fața de sânie, deci i-au rupt hainele de pe aia, au umplut-o de vânătăi, i-au băgat în gură, în toate orificiile, i-au băgat câte ceva. 200 de oameni, și explicația a fost că
musulmanul egiptean, o țară cu ceva mai riguroasă vestimentar, bă, când a văzut o blondă într-o fustiță mișto bronzată cu un decolteu generos, o ținută care în România este considerată decentă, ăla a nebunit pur și simplu, adică s-a comportat ca un animal în călduri. Și avem printre noi oameni de acest fel, oameni care văd doar sapa, ogorul, fabrica aia în care muncește ca un sclav, în care și în jurul lui sunt doar oameni fără dinți și care put și femei oribile. Și când vede-o de asta, dacă are și o țuică proastă la bord, deci ăla se transformă. Și ăla este periculos și pentru că în faza aia de adrenalină în care intră el, nu prea mai poți să-l oprești cu una cu două. Adică eu am văzut faze în care oameni plini de adrenalină făceau lucruri supraomenești. De exemplu, să iei două bâte în cap. În cap, adică la a doua s-a văzut cum poară sângele în toate părțile. Și ăla doar s-a întors și a mușcat, adică ăla era într-o criză de nebunie, era nebun. Dar deja se bătea de vreo 2-3 minute cu brancardieria aia. Și până la coada a venit un nene care, mă rog, i s-a părut foarte atroce ce vede și a tras două bâte în cap, două cozi de lopată, n-a avut nici pe dracu. Un om normal și un bou pică dacă îi dai două bâte în cap. N-a avut nimic, s-a întors și l-a mușcat pe ăla de mână. Deci ceva de rămâi adrenalină. Pe lângă acești oameni care sunt mega, mega periculoși, bă, mai sunt ăia care văd potențialul tău. Adică ei văd cât de bun ești de măciuci, ce cur mișto ai, ce țâțe mișto ai, văd zona ta de dezvelire și, cum să zic, oamenii avânează doar după imagini. Adică ei, dacă văd o tipă care aruncă privirea așa pe furii spre ei, zic, gata, mă, asta e noastră. Asta e curioasă în ce ne privește. Hai să-i satisfacem curiozitatea. Și pe aia o prostesc, vin cu povești amăgitoare până ajung într-o situație în care sunt doar ei și atunci o pocnesc, o bagă la porbagaj sau o droghează 3-4 zile până nu mai știe cum o cheam. Mă rog, o droghează o lună de zile până că prima parte a prostituției forțate așa se face, sub influența unor substanțe. Nu doar cu bătaia. În plus în cei care au făcut de atâtea ore asta, încât ăia nu mai fac diferențele. Adică ăia văd se dau la orice femeie atrăgătoare pe care o văd. Trebuie să vă mai explic ceva. Jumătate din fetele astea luate cu japca și făcute prostituate cu forța, după un tip se resemnează cu destinul. Adică intervine un fenomen, lipsa completă a respectului de sine, un moment în care ea crede despre ea că este o curvă care nu merită nimic bun și că locul ei pe pământ ăsta e și că ar face bine să-l asculte pe ăla, că uite, îi vrea binele. Și când se poartă frumos, nu o bate. Atenție! Deci, o tipă îndobitocită cu bătaia și cu drogul ajunge să se poarte docil cu nenorocitul ăla, având un sentiment de recunoștință dacă nu este bătută. Este ceva înfiorător, dar un psiholog vă poate explica mai bine treaba asta. Oamenii se schimbă și ei. După ce văd că mai toate tipele care li s-au împotrivit la atunci când au fost răpite forțate, după aia dezvoltă relații de amiciție, de atașament cu ei, ei încep să creadă că orice femeie de pe pământ poate fi dusă în stadiul ăla. Și nu mai au nicio jenă să se ducă și la o tipă care se împotrivește, strigă, fuge, urlă după ajutor, se bate cu ei, pentru că ei știu că o vor frânge și pe ei vor frânge și ei voința și că singura parte grea este asta, să o ia, să o reducă la tăcere, să nu bată la ochi, să o ducă într-un loc unde să o poată droga cu niște nenorociri care îi fac creierii praf timp de o lună de zile și după care să o folosească ca pe o mașină de tocat. Să bagi pe o parte mulele unor băieți, scoți pe partea altă niște bani. E, oamenii ăștia, că vă vine să credeți sau nu, preferă noaptea, preferă parcările, preferă benzinăriile, preferă locurile în care sunt puțini oameni, puține camere, puține riscuri. Să te duci decoltată și cu cracii goi și în figurile tale de prințesă. Ok, ești o prințesă, ești o femeie foarte frumoasă, ești, dar nu mai cere validarea frumuseții tale în astfel de locuri. Adică gândește-te când erai mică, ți-am zis cumva mama ta sau diriginta de la școală să nu te duci cu lănțicuri vizibile și cercei mari și așa cu telefonul în mână în zone răufamate pentru că risc să fii jefuită? Bă, te rog să înțelegi că trăim vremurile în care vei fi jefuită de corpul tău. Și că mediile astea de care ți-am vorbit eu colcăie de aceste animale. Uitați-vă pe toată istoria anchetelor de presă, anchetelor jurnalistice sau rechizitorii. În toate, clanurile interlopii, periculoșii, ăștia, traficanții, dealerii, ce vreți voi, se întâlnesc
în locuri ferite. În benzinării, în parcări, adică nu își, nu o să-i vezi la parter, la mall, traficând o fată, că bate la ochi, înțelegi? Nici la bloc, că poate țipă. Nu, se duc într-un loc în care te poți mișca foarte ușor cu mașina, în care ai multe rute de acces și guess what? Drumurile naționale, parcările și benzinăriile sunt ideale. De-aia vezi tot timpul pe acolo. Mi-a mai povestit cineva, o fată, că erau patru fete în mașină, venind de la București, s-au oprit la mizeria de benzinărie de la Gorgota și s-au luat patru inși cu un Opel după ei și au început să se reșicaneze în trafic. Deci niște cretini. Dar le zic, da, de ce ați coborât? Adică de ce ați bărnat? Să luăm un suc. Bă, nu puteți, vă abțineți cu un suc noaptea, adică va găsi patru fete, patru vrăbii, hi-hi-hi, îmi și imaginez cum s-au dus ele în benzinărie să bea un suc. Ca la mall. Bă, nu. Deci dacă puteți să vă controlați, eu știu că e foarte mișto să simțiți admirația bărbaților. E mișto. Și cred că și mie îmi place când niște femei fac considerații admirative. Deci nu e cazul, dar cred că îmi place, adică pana mea. Dacă opresc acum și din mașina asta, uite, din mașina asta de poliție. Dacă din mașina asta de poliție începem cu niște polițiști să zică, vedeți mașina de poliție aici lângă mine. Vai, dar ce frumușel e, no. Bă, m-a simțit bine. Dar la voi nu e vorba de asta. Și oamenii care vă admiră în spațiile astea și care sunt mult mai sonori decât, probabil vă place și asta, știi? Fantezia aia secretă să moară zugravii, să se unănească după ce m-au văzut pe mine. Bă, nu. Deci dacă puteți să nu și să vă controlați pornirile de fashion, ar fi absolut senzațional când sunteți la drum lung, când umblați noaptea și când ajungeți în zona asta de infrastructură plină de acești ciudați. Atât. Mă tot lupt să... Eu am o problemă acum cum să termin cartea aia, tipa din filme există, pe care am început-o ca pe un manual dedicat tipilor care vor să păstreze lângă ei o femeie frumoasă și pe care aș colora-o și cu niște... aș colora-o. I-aș adăuga așa și încă două secțiuni. Asta ar fi una dintre ele. Asta cu sfaturi de viață valabile doar pentru România noastră de căcat, pentru femeile mișto, pentru că, am mai zis-o, femeile mișto în România sunt de fapt cele mai ghinioniste dintre femei. Ele nu pot găsi un job ușor în care să nu fie nevoite sau să nu fie rugate să-și o tragă cu un șef. Ele, dacă sunt competente, reputația lor, reputația care se creează este numă, e doar bună de măciu și o trage șeful, adică sunt mai greu crezute că sunt competente. Sunt primele vânate, uite, de către prădătorii sexuali și nenorociții care sunt în industria sexului. Una peste alta, eu am o teorie că în România, dacă cu cât ești mai mișto ca femeie, cu atât ai o viață mai grea. Și mă gândesc dacă să o bag și pe asta în carte. Cartea e la precomenzi pe shop.bogdanstoica.ro. Tot acolo e și cartea tipul din filme nu există, pe care vă recomand, mai ales pentru a identifica restul de proști cu care vă puteți întâlni într-o viață de om. Și e și foarte veselă cartea, nu așa serioasă și dramatică cum a fost acest podcast. Sper să nu vă fi enervat mai tare decât am făcut-o deja. Toate cele bune!